Dacă tu sau cineva pe care îl cunoști a încercat fără succes să renunțe la fumat, știi că este o explicație incredibil de comună. Dacă atât de mulți oameni vor să se oprească, de ce este atât de greu? Studiile arată că cei care încearcă să se lase de fumat fac aproximativ 6 încercări înainte de a renunța complet la fumat și, prin urmare, recidiva este regulă și nu excepție. Dacă atât de mulți oameni vor să se oprească, de ce este atât de greu? Principalul vinovat este nicotina, care este o substanță foarte dependentă. Generează atât o dependență psihologică cât și o dependență fiziologică. Iată ce trebuie să știi despre cum începe dependența de nicotină și cum să crește șansele de a o opri definitiv. Dacă nefumătorii ar avea un sistem în 3 pași, la fel de simplu ca lumina, inspiră și expiră pentru a obține un sentiment de euforie, cu siguranță ar deveni și ei dependenți de el. Și asta este practic ceea ce face nicotina fumătorilor. Un psiholog specializat în dependență explică că o inhalare de fum de tutun infiltrează bariera hematoencefalică, peretele greu de permeat al celulelor care protejează creierul de infecții, și declanșează eliberarea de hormoni ai senzației de bine, precum dopamina și serotonina. În timp ce fumatul creează inițial dependență psihică, în timp devine și dependență fiziologică, ceea ce înseamnă că lipsa acestuia poate provoca simptome fizice de sevraj, cum ar fi iritabilitate, neliniște, anxietate, insomnie, dificultăți de concentrare și oboseală. Terapiile de înlocuire a nicotinei, cum ar fi plastru cu nicotină, gumă, pastile, inhalatoare și spray nazal, au demonstrat de asemenea o mare eficacitate în a ajuta oamenii să renunțe la tutun, relatează adevărul.ro.